Da, din nou în direct pentru partea a doua emisiunii de astăzi. Bineînțeles că ai văzut și în pauza de publicitate. Dar cum nu s-a văzut la ecograf? Da, din câte știu eu, la ecograf vezi acolo. Sunt inclusiv sunt de astea color, nu? Sau 3D, sau cum se cheamă. 3D, da, dar asta a fost. Deci pelicula aia, lama aia de lichid care a fost la ecograf în prima etapă, s-au gândit că acea hepatită care a fost declarată inițial ar fi putut să conducă, au spus hepatită cronică, putea să conducă la o ciroză. Deci foarte dificil. Și până la urmă, toți medicii, nu se poate spune că nu a fost investigată pacienta. Deci chiar a fost investigată de gastroenterolog. Șapte în prima etapă și al optulea la anatomie patologică. Da, aia deci, nu greșesc niciodată. Așa au stat lucrurile. Nu-i nimeni bucuros. Și acum să mai crezi că cineva ar încerca să acopere, când acum absolut tot ceea ce toate investigațiile care le faci sunt înregistrate, sunt scrise, aparatele, toate echipamentele și aparatele care există în spital au memorie, rămân toate informațiile, rămân stocate. Deci nu încape discuție că se acoperă, că se spală, că se fac nu știu ce Dumnezeu se mai fac. Așa au stat lucrurile. Da, din păcate și cum se spune, frustrant și dureros pentru familie să știi că moartea a fost din cauza peritonitei și când ai ajuns în spital ai fost tratat pentru diabet, da. Vedeți, se ia gravitatea simptomelor, manifestărilor. Cea mai gravă era coma cetoacidozică și hiperglicemia. Deci pe asta te concentrezi. Ulterior ai timp să vezi, teoretic, ai timp să vezi de unde vin. Dar întâi și întâi trebuie să rezolvi problema asta, pentru că altfel o pierzi, intervii acolo unde se poate face imediat ceva. A fost ieri o întrebare pe care, cum să spun, oricum a stârnit așa o furtună pe, drăznesc să spun, într-un anumit punct de vedere, pe internet. Am intrat și eu un pic să văd pe comentarii și am constatat cu surprindere că, bun, sau nu am, nu știu cum să spun chestia asta, nu, chiar surprins n-am fost, dar tare cred că sunt anumiți oameni implicați în partea asta de comentarii, cam cum erau în campaniile electorale, știi, genul ăla de postaci care încearcă singura activitate. Încearcă să ducă totul într-o anumită direcție. Nu știu, asta a fost senzația mea. Nu știu care e punctul tău de vedere. Cum ai simțit tu vis-a-vis de cazul ăsta? Ori de câte ori apare implicat spitalul din Suceava. Am văzut că a devenit așa ușor o țintă. Pe de o parte, există această idee la foarte mulți oameni că medicii așa, la modul general, nu acordă suficientă importanță pacienților, că dacă nu dai bani, nu se uită nici naiba la tine, că sunt superficiali, că fac, că dreg. Întotdeauna medicul ar fi cel vinovat. Unii sunt, poate, care au avut experiențe nefericite în spital. Acum sau mai demult. Mai demult. Alții care n-au călcat în viața lor în spital, dar au preluat așa folclorul și îl duc mai departe. Mai există și categoria celor care nu sunt capabili să depășească nivelul titlului, care citesc titlul unui articol de ziar, n-au realizat încă faptul că e suficient să dai click pentru a citi și ce scrie în articolul de ziar. Ei comentează strict pe ce înțeleg din titlu. Este o categorie destul de numeroasă.
care nici nu știu dacă mai merită de luat în seamă. Ăștia se ceartă pe forumuri ei între ei. Mai ales când e vorba de vaccinare, îi vezi extrem de activ. Pe de altă parte, să nu cădem nici în capcana de a ne imagina că într-o unitate medicală, inclusiv la spitalul de urgență, toate lucrurile merg ganz și nu există absolut niciun fel de probleme. Sigur că există probleme de mentalitate, de atitudine, atât la unii dintre medici, cât mai ales la personalul de îngrijire. Din segmentul ăsta ne vin cele mai multe comentarii și reclamații, că ajung și la noi la ziar, dacă nu zilnic, cel puțin o dată la două zile, se întâmplă să ne sune oamenii și să ne spună diverse experiențe pe care le-au avut în contact cu, mai ales cu personalul de îngrijire, și toate se referă la comunicare și la atitudine. Dacă pot să înțeleg explicații în probleme care țin strict de problemele medicale, de diagnostic, de terapie, de investigații, când este vorba de atitudine, de comportament față de bolnav și față de aparținători, acolo nu mai am niciun pic de înțelegere. Acolo chiar nu vreau să aud niciodată explicații și nu am înțelegere. În momentul în care acceptă bani sau cadouri, dar mai ales bani, în momentul în care se comportă în așa fel încât bolnavul să înțeleagă foarte clar că lucrurile pot fi îmbunătățite cu 5 lei, cu 10 lei, că poți să readuci zâmbetul pe chipul unei infirmiere sau asistente dându-i, băgându-i în buzunar niște bănuți și la tura asta și la tura următoare și tot așa. Ei, pentru lucrurile astea nu am nicio înțelegere. Nu am înțelegere când merg la spital și văd două angajate ale spitalului, nu mai contează pe ce posturi sunt angajate, care fac conversație pe diverse probleme, fie ele între ele, fie cu pacienții, care n-au nicio legătură cu afecțiunea, care stau și vorbesc la telefon când oamenii așteaptă la rând, în diverse probleme personale, că am vorbit cu copilul, că am vorbit cu mama. Nu mă interesează cu cine ai vorbit. Ești în spital, ești la muncă, nu ai ce vorbi în timpul programului cu problemele tale personale sau de acasă sau mai știu eu ce ai. Deci pentru lucruri de genul ăsta chiar nu am absolut niciun fel de înțelegere. Nu am înțelegere în a sta la povești, a face nu știu ce Dumnezeu, orice altceva, în afară de a te ocupa de bolnavi. Înțeleg. E personal puțin numeros, că ar fi nevoie de mai mult, că bolnavii reclamă foarte multă atenție. Cât se poate, în timpul celor 8 ore de program sau 7 ore sau 10 ore în cum lucrează ei, te ocupi exclusiv de bolnavi. Că mergi și speli pe jos și îi spui bolnavului sau, mă rog, celui care stă pe hol acolo, du-te afară și te șterge picioare sau de ce nu ți-ai șters bine papucii. Păi nu i-a șters, îl vezi acolo, lasă-l în pace. Șterge frumos, civilizat, pe lângă el, roagă-l eventual să se dea 10 cm mai încolo. Poate a doua oară înțelege, că dacă vede că ești toată ziua cu mopul pe acolo, înțelege și a doua oară singur se duce și șterge papucii la intrare. Deci e pur și simplu de atitudine. Sau ajung acum două zile, cred. Trebuia să ajung foarte repede la spital, am luat un taxi, m-a dus până la intrarea principală acolo și dintr-o dată vine ca un uliu gardianul și începe să, pe un ton foarte ridicat, că n-ai voie să oprești aici. Poți să-i spui pe un ton să redus, civilizat, nu aveți voie să opriți taxiul? Da, să opriți în fața intrării principale a spitalului. Că înțelegea omul, m-a lăsat în fața spitalului, a făcut sensul girator. Cu atât mai mult că era un taxiu, adică... Nu stătea acolo, a oprit, m-a lăsat, nu eram în calea ambulanțelor, nu nimic. Dar nu faptul că a venit și a spus că nu-i voie. În regulă, nu-i voie, înțelegem, astea sunt regulile. Tonul pe care a spus-o și am și spus șefului lor acolo, nu se poate discuta pe un alt ton, adică nu fii ca uliu peste omul ăla acolo, bă, n-ai voie să oprești aici. Spune-mi civilizat, vă rog.
Dar, nu știu, practic, până la urmă, respectivul gardian nu ți s-a adresat. Dar n-are importanță. Dar poate șoferul era recidivist? Adică... Așa mi s-a spus și mie, că era... E un șofer care nu înțelege că n-are voie de... Poate e un șofer care e plătit de alții să vină să enerveze pe ăștia aici. Nici șoferul nu mi-a zis: Bucoană, nu poți să te las în fața spitalului, te las la poartă. Era în regulă, și dacă mă lăsa la poartă. Da. Revenind, adică rămânând pe acest subiect, trebuie să spun că am văzut la un moment dat doamna Ganea a spus undeva în partea finală a conferinței de presă și a clamat nemulțumirea vis-a-vis de totuși reacțiile pe care le au unii oameni vis-a-vis de personalul medical în tot întregul lui. Și fie vorba între noi, e oarecum dureros ce se întâmplă. Pentru că e genul ăla de atitudine care nu știu dacă e sănătoasă. Doamne, păi câți bani luați, știi? Genul ăla care... Dreptul. Băi, serios? Adică... Și încă o chestie care s-a spus în conferință. Doamne, a intrat sănătos în spital și a murit. Nu vine nimeni sănătos la spital. Deci dacă vii la spital, vii cu o problemă, vii cu ceva. Că tu îți imaginezi că nu e foarte gravă, dar de fapt este, e cu tot o altă discuție. Dar nici dacă vii, cum spui tu, că ai mers cu mama ta pe picioarele tale până la spital, asta nu înseamnă că ești sănătos. Să fim serioși. Deși, cel puțin în cazul meu, domne, plecăm, nu stăm. Stai că treaba e serioasă. Nu e atât de simplă. Sunt oamenii de la o anumită vârstă, au tendința, unii dintre ei, de a ignora problemele pe care le au. Garanții de a le exacerba. Îi vezi odată la 2 săptămâni la medic sau luând la rând toate cabinetele medicale, dar pe de-o parte poate e mai bine așa. Nu, întotdeauna. Ca întotdeauna, consider că calea de mijloc e mai în regulă, da? Adică nici așa, nici așa. Da, oricum, mă uitam un alt articol de-a tău, blocate pentru un consult de ăsta la RMN sau la CT, nu mai știu la care, programare pe la anul. În an și jumătate chiar. Păi, între timp, afecțiunea te poate curăța de tot, nu? Sau pentru motivul pentru care ți s-a recomandat RMN-ul sau CT-ul? Da, sau... pentru că sunt extrem de multe solicitări. Deci, dacă te duci pe bani, poți să-l faci și în 2 zile. Am înțeles. Dar pe baza a ceea ce decontează Casa de Asigurări de Sănătate, nu pot să facă mai mult de... Sunt unele, câte sunt 2 în Suceava. Da. Ne mai trebuie niște CT-uri, niște RMN-uri? Nu, de RMN e vorba. La CT nu e chiar așa de dramatic. Ei, la... mai cumpărăm încă, cum e ca la ecografie, mai cumpărăm încă 10. Da, dacă ar fi așa de ieftine și ulterior consumabile de la RMN, la fel, ar fi foarte ieftine și ar fi medici radiologi care să și citească ce văd acolo pe toate drumurile, ar fi în regulă. Și ar aroca și Casa de Sănătate bani pentru toate investigațiile pe care le recomandă medicii. Da, numai că medicii recomandă, să spunem, pentru 100 de pacienți, pentru 1000 de pacienți investigații RMN, iar Casa de Sănătate plătește cam pentru 100. Înțelegi? Păi, și atunci undeva... Populația județului Suceava câte? 650.000 de locuitori. Da. Păi, statistic vorbind, cam atâția au nevoie sau nu? Pentru atâția medicii recomandă RMN, da? Pentru că mai ales... E posibil și medicii să recomande prea multe RMN-uri. Nu prea cred. Nu? Pe de o parte... Păi atunci înseamnă că nu mai trebuie RMN-uri. Nu, mai trebuie bani alocați de Casa de Sănătate pentru RMN. Pentru că fondurile sunt limitate, au rămas, n-au crescut foarte mult față de cât erau când medicii recomandau mai puțin. Acum avem două lucruri. Pe de o parte, medicii încearcă să aibă
un diagnostic cât mai precis, să facă investigații cât mai precise. RMN-ul este această explorare care îți dă o localizare foarte precisă a unei tumori, a unei afecțiuni, ți-o localizează exact și intervii țintit. Mai ales în cazul cancerelor și în cazul cancerelor cu metastaze, dar și în problemele osoase, reumatismale, în problemele neurologice, când ai delocalizat un atac vascular cerebral, un anevrism, ai nevoie de RMN pentru o localizare precisă a afecțiunii, ca să mergi mai ales în creier sau în inimă. Nu bântui pe acolo să vezi, bă, o fi doar aici. Doar o găsi sau... Da. Mergi țintit exact acolo unde este problema. Acum accidentul vascular cerebral se tratează. Dacă te duci și infarctul, dacă te duci în primele ore, primele 3 ore, 4 ore de la momentul la care s-a produs, este tratabil și recuperabil. Pentru asta, la fel, trebuie să îl localizezi exact acolo unde s-a produs. Deci medicii recomandă, pe de o parte, pentru această localizare precisă, pentru a face un tratament țintit, pe de altă parte, pentru a evita genul acesta de acuzații. Deci în momentul în care el a făcut toate explorările pe care tehnica îi le pune la dispoziție, nu mai are nimeni ce să-i reproșeze. Pe de altă parte, există, s-a schimbat modalitatea de predare, de învățare la medicină, având atât de multe echipamente de diagnostic, atât de multă aparatură pentru a pune un diagnostic. Nu se mai pune atât de mare accent pe examenul clinic al pacientului. Nu mai ai timp pentru un examen clinic eficient. Că dacă înainte, neavând nici ecograf, nici computer tomograf, nici RMN, te bazai pe ce îți spunea nici pacientul. Nici CUI și card de la... Da? Deci aveai pacientul pe masă, te bazai pe ce îți spune pacientul, pe o anamneză foarte amănunțită. Pe ce comunică aparținătorul. Pe ce vezi, da? Pe ce simți când pui tu mâna pe el acolo și interpretezi semnele pe care le are, pe toate semnele astea pe care le percepi cu simțurile și pe ce aveai la îndemână, stetoscop și eventual o radiografie, ce mai puteai să-i mai faci. Ei, acum stai din 20 de minute cât e alocat unei consultații medicale, în 15 minute completezi hârtii și îți mai rămân încă 5 minute în care stai de vorbă cu pacientul. 15 minute ajunge perioada asta de hârtii? Un sfert de oră? Da, uite, ai văzut, du-te la medicul de familie, vezi cât are de completat, merge sistemul, nu merge sistemul, ia cardul, pune cardul, iar casa îți, în momentul în care face contract, de asta îți socotește 20 de pacienți pe zi, pentru că socotește că aloci fiecărui pacient 20 de minute, pentru că altfel dacă ai pune o oră pentru un pacient, s-ar deconta și mai puține consultații, pentru că dacă tu ai program de muncă de 8 ore, la cabinet sau de 7 ore la cabinet și la fiecare pacient îi aloci o oră, câți pacienți poți să consulți pe zi? 8 pacienți maxim. Deci îți decontezi 8 pacienți. Acum sunt cabinete cu 20 de pacienți, sunt cabinete cu 15 pacienți, în funcție de specializări. La medicul de familie sunt 20 de pacienți. 20 de pacienți, 20 de minute pentru pacient. Din 20, ți-am spus, mai 15, scade, nu știu cât, 15 se duc cu hârtiile și cu computerul. Da. Iar în mod evident, ajungând aici, de asta medicii recomandă în foarte multe investigații RMN. Casa decontează tot atâtea cât te deconta cu 3 ani. Numai că acum, mai ales medicii tineri și medicii din spital, recomandă mult mai mult. Nu recomandă la 100 de pacienți. Ei văd, în spital îți vin cam 300 de pacienți într-o zi, da? Din 300 de pacienți, 100 s-ar putea să aibă nevoie de RMN. Ție îți decontează casa 100 într-o lună. Da, asta cât înseamnă? Vreo 3 RMN-uri pe zi? Adică mai mult nu. Și atunci îi programezi și așa ajungi cu programarea la un an și jumătate. Pentru că și ăla care face programare... Mersi, dar eu dacă tot am ajuns la medic, pentru că te doare genunchiul, te doare o... Și cine știe ce afecțiune poate fi? Un menisc, un ligament, o chestiune de genul ăsta. Asta să pur și simplu povești.
Problema stă la modul următor. Problema gravă știi unde este? La pacienții care fac tratament, la pacienții oncologici care fac tratament și au nevoie la 6 luni de remene. Și probabilitatea de a fi programați prin casa de asigurări este foarte redusă. Sunt pacienți care sunt în tratament de 2-3 ani, care până acum n-au reușit să facă niciodată un remene pe asigurare medicală. De fiecare dată l-a plătit. Și un remene costă 10 milioane de lei vechi, 1000 de lei. În jur de 1000 de lei. Da, și de contrast, unde asta și... tocmai la persoanele care sunt în cea mai mare dificultate. Și poți să ai nevoie să faci pentru un organ, poți să ai metastaze și să ai nevoie și la cap, să ai nevoie și la picior. Acolo din, cum să spun, ca și contribuabil în acest sistem, mi se pare normal ca... pentru persoanele aflate în dificultate cum sunt acestea, nici măcar să nu intre în calculul celor 100 care sau câte ori fi. Păi da, cum, dar nu tot plătește cineva? Păi nu, da, dar nu acolo cred ajungi. Că, dar nu poți să crezi că după ce tragi linia și îi pui pe oamenii ăștia care se află în suferință, eu cred că abia după aia trebuie să începem cu restul calculurilor. Asta să intre așa. Mai ai 2 remeneuri de făcut într-o zi. 2 remeneuri îți decontează casa. Ai un pacient cu cancer cu metastaze și trebuie să-i faci ăsta obligatoriu la 6 luni, da. Și ai un accident vascular cerebral acut. S-a întâmplat acum. Cui faci remeneul? Ia spune. Ai scos bani din buzunar și mai faci unul. Asta e, adică... Nu, tu ești acolo, deci, medic, da? Trebuie să iei decizii. Tu, de medic, trebuie să iei decizii. Ești acolo. Dă voie să spun că e complicat, adică... Pe care îl alegi? Ești Dumnezeu să alegi? Tu ca medic ești obligat să alegi? Păi alegi, că oamenii vin și se programează. Slavă Domnului că nu m-am făcut medic. Spune pe care îl alegi. Păi nu știu, îi băgam pe toți, până la urmă și asta e. Sau ai un copil, da? Îți vine un copil, căruia trebuie să-i faci obligatoriu. Și ai încă... Îl ai pe cel cu cancer, îl ai, hai să zicem, pe cel cu accident vascular cerebral, poate intră pe urgență, mai ai poate un infarct în evoluție, alege. Deci toți sunt gravi, nu se zice nimeni să facă remene, că el curios așa să vadă ce mai are pe acolo. Toți au nevoie de remene. Toți. Acum am zis, hai să mai cumpărăm vreo 2 remeneuri. Deci nu știu, ceva e de făcut. Nu faptul că sunt puține, nu aici este problema. Banii alocați de casă sunt alocă prea, pentru prea puține investigații. Deci îți aloc o sumă, da? În fiecare lună, atât ai pentru explorări funcționale, care înseamnă ecograf, radiografie, computer tomograf și remene. Casa nu-i împarte. Atâția sunt pentru remene, atâția pentru computer tomograf. Ai nevoie de... Tu acolo încerci să... îi gestionez cumva lunar. Aloc atâția pentru computer tomograf. Că astea îmi vin, fac nu știu câte într-o zi. Atât am trebuie pentru ecografie, atât am trebuie pentru radiografii. Atâta îmi mai rămân pentru remene. Am lista de pacienți programați pentru remene. Nu-i selectez, îi iei în ordine. Nimeni nu-și permite să facă selecție, pentru că ar însemna să te joci de Dumnezeu. În ordinea în care s-au programat, în ordinea aia ei. Trebuie să luăm câteva minute de publicitate, după care revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi. Oricum, ca și concluzie să încheiem, pentru că cu sănătatea ne ajunge pe azi. Dar era și cazul să ajungem și la o concluzie și în cazul respectiv și în toată povestea asta. Ca și concluzie, din punctul meu de vedere, asta, întâlnirea cu medicul de familie, care practic e în prima linie, e în prima linie de tranșee, ca să spunem așa, întâlnirea cu medicul de familie de la o anumită vârstă e obligatoriu să fie măcar anuală. Da, și pentru consult. Adică nu doar să-ți dea o rețetă compensată sau o trimitere. Alea 5 minute care sunt, să pună mâna pe pacient, să-l vadă, să-l simtă. Cred eu că e obligatoriu. Da, publicitate, revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi.